Aș vrea să mă adresez nu numai comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tăpopa, ci tuturor celor care încă au un dubiu legat de vaccinare, de vaccinarea anticovid. Eu m-am vaccinat chiar la începutul anului, pe 4 ianuarie, când a început oficial campania de vaccinare în România. Mi-am făcut și rapelul, mi-am dozat și anticorpii și m-am vaccinat în primul rând dintr-o datorie civică pe care ar trebui să o avem toți, dar și pentru faptul că sunt cadru medical. Consider că, în primul rând, noi, cadrele medicale, ar trebui să fim vaccinați și consider că oricând ar fi nevoie de prezența noastră într-o anumită situație critică legată de comunitatea locală sau de națiune, în situația unor catastrofe sau chiar și mai grav, pe care nu le dorim, noi nu avem nicio motivație de a sta în spate sau a invoca anumite motive să nu participăm acolo unde suntem trimiși. Cel puțin noi, cadrele medicale, cred că ar trebui să fim vaccinați într-un procent de aproape 100%. Da, m-am vaccinat și asta mi-a permis să desfășor o activitate aproape de normal. Pot spune că, deși m-am obișnuit cu purtatul măștii, și pe care o port, fiind chirurg, o port de 30 de ani în sala de operații, deci pentru mine nu a fost o noutate, dar spun că m-am apropiat de o viață aproape de normal, pentru că am fost și plecat dincolo de granițele țării și în locații cu mult îndepărtate de țară, dar și în Europa, în această perioadă, după ce m-am vaccinat, iar întoarcerea în țară nu mi-a fost îngrădită de nimic atunci când am prezentat certificatul de vaccinare. Pentru a ajunge la îndepărta toate aceste restricții, sau mă rog, cele mai multe dintre ele, cred că, în primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că acest lucru va fi posibil numai după ce noi, ca națiune, sau ca europeni, sau, să spunem, la nivel planetar, ar trebui să ajungem la procentul corespunzător care să permită ridicarea acestor restricții. De aceea, vă invit pe cei care sunt nedeciși să judecați bine dacă vaccinarea nu este, în primul rând, o datorie civică și apoi o datorie morală, personală, pentru cei din jurul nostru, pentru cei din familie și nu numai.